Raus, cred că vine invitatul. Aoleu! Serios, turc! Serios, ce faceți? Vai, mulțumesc! Uai, dar bine la voi, aici, cald și bine! Serios, Rareș! Salut! O să dau joacă jos! Da, fete, da, cum? Bine, da, cum? Frigă-i afară de numai! Da, ce tare plăcut! Să pui joacă jos! Uai, e pe drum! Cum a fost? Greu a fost! Da, e așa! Am ajuns la Cetuc! Cum sunteți? Păi bine! Bine și bine, voi! Da, te-am așteptat! Am întârziat un pic! Eu, oricum, n-aveam nimic planificat. Nu. Pentru cei care ne urmăresc acum... Am uitat prezentare? Fac prezentare, gata. N-am trebuit să știe lumea dacă... Da. George e un invitat special de-a meu, venit din Baia Mare. Un pasionat de numismatică și mi-a promis că vine până la mine astăzi. Bineînțeles că nu vine cu mâna goală. Dacă tu mă cunosc, cum vine. Chiar asta am să zic că n-am venit cu mâna goală. Am ceva pentru tine. Mai ales că știu că acum te-ai apucat foarte puternic de numismatică. Păi da, îmi place. Îmi place să colecționez bannote din anumite țări, tu știi. Așa și eu, nu prea plac monedele, sincer să fiu. Nici mai mult fac gălăjie. Gălăjie și zgrele în buzunare, nu-i bine. Mai bine cu hârtile. Ia uite, să vedem ce mi-ai adus. S-am adus câteva. Oare n-ai un scaunel sau ceva să... Ba da, nu mă împică. Nu mă împică. Să le punem așa. Ia uite aici. Bine ar fi dacă ai pune și un pahar de suc. Punem și pahar de suc, punem și o cafeluță, punem. Mai încolo aia. No, neluțule, ia ce ți-am adus. Hai să vedem. Hai să văd dacă recunoști ceva de aici, că ai ceva experiență. Uite, asta, de exemplu, nu știu exact. A, uite, scrie aici, Pakistan. Altfel nu de gheamsana. Ceva zona arabilor acolo. Din Pakistan, acolo pe lângă India. Aha. Și Nepal. Bun, ce mai are mai departe, insula Jersey cu Elisabeta, săraca nu mai e. Am înțeles. A, uite, asta e din polimer, Malaezia. Malaezia, așa-i? Da. Ca și paritate, unul de ăsta de la ei e ca și unul de la noi. Aha. Egal cu un leu, știi da, cum e? Da, deci până la valoarea lor. La valoarea lor. No. Congo. Asta e din Congo. Din țara asta am și eu, din Congo mai am și eu, dar nu chiar asta nu mai am. Mai ai, dar știi care e faza? Mai fac schimburi cu alții. Uh-huh. Asta nu am, asta nu am, de 100 nu. Am adus ceva din Serbia. Serbia, uh-huh. De aici, de la vecini. Da. De aproape. Da, am bagnote faine și ăștia de la Serbia, au bagnote destul de faine. Nu, no, asta oare știi, de unde e? Mai asta după port îmi pare a fi din Mongolia. Ai nimerit-o din prima? Așa e? Da, sigur. Da, Mongolia. Mongolia, dar. Sunt țări care, asta e India. Când ai văzut pe Gandhi, deja știu. E gata, da. E gata. El apare pe toți banii în India. Am observat, da. Uite, e fain, uite, și reversul. Că ai văzut la noi în România, mai apare Caragiale, mai apare Eminescu, dar la ăștia direct Gandhi și o gătat. Da, el e personajul specific. Asta e Turcia. Da, și aici ai întemeitorul Turciei moderne. Mhm. Așa, câte ți-am adus? Stai să văd că nu știu câte ți-am adus. 10 mi-ai zis 3, că mi-aduci. 4, 5, 10. 6, 7, 8, da. Ia uite aici, da. 8, asta Tianaua. A, da. Uite, asta e Irak și în stare necirculată. Am avut mai multe, sincer să zic. Uh-huh. Nu. Păi ți-am adus și ție să ai. Fain, așa, chiar Irak nu aveam de lungă. Nu, și asta tu ce zici de oare de unde-i? Mă, țările arabe. Țările arabe, ia să văd. Băi, lasă-mă, chiar din Qatar. Na, acum hai să facem un pic de poveste cu Qatarul ăsta. Poate că tu te pricepi la povești cu bani, le povești știi istorie, da. Nu mă gata, îmi dai. Faza următoare. Am un Qatar să desfășoare campionatul mondial de fotbal 2022. În 2020 au schimbat banii. Au făcut niște bani foarte frumoși acum, bagnote, faine. Uh-huh. Asta e modelul mai vechi. Dar, pentru aia, trebuie să anunțăm oamenii că pe 18 decembrie 2022 are loc finala campionatului mondial de fotbal. Da, și, exact. Oare te întreb de ce o pus pe 18 decembrie? Ce zici? Mai nu știu. Exact motivul nu știu exact de ce o pus chiar pe 18. Nu, hai că spui eu. Pe 18 decembrie e ziua națională a Qatarului. Și atunci trebuie să fie oarecum motiv de sărbătoare în țară.
Dacă ei nu-s buni la fotbal catareză, ăsta e un motiv de bucurie. Că joacă alții finala. Și mă și pe stadion, mai înflutură un steag și așa. Dar fac și bani din astea, exact. Din turism, din spectatori, din bilete. Că asta e ideea. Da, s-o gândit e bine. Da, bine. S-o gândit e bine când o pus așa. Da, fain. Astea o să le trec eu în album. Am câteva dintre ce mi-ai adus aici, care nu le am, din țările respective. Tu știi că eu fac o colecție de bagnote din fiecare țară, câte o bagnotă. Am, nu știu, cred că în jur de 80 de țări până acum, fain, am întâlnit și mai bine cu bagnote. Sper să aduc. Să aduc catalogul. Ai albumul? Am albumul aici. Am albumul aici. Ia uite că le-am pregătit. Am și, știi tu ce am aici, în România. Bagnotele astea. Nu că ți-am mai pus asta, nu le-ai avut când a fost la tine ultima dată. Nu mai țin minte. Nu le-ai avut, dar știu ce ai aici. Bagnota asta din România mică. Eu cred că e cea mai mică bagnotă. Mai este una din 1917, dar lasă că ți-o povestesc de altă dată. Tot românească? Da. Mai mică ca și mai asta? Mai mică, mai mică. Nu știam. Știu că asta e cea mai mică. Asta e și mai mică. Aia e în cartea recordurilor. Cea mai mică bagnotă din lume. Din noi lume, deci sigur, românească, cea mai mică. Nu, uite că n-am știut. A știut eu ceva, dar n-am știut exact. No, aici a știut cum mi le-am așezat eu după steaguri. Ai și din asta pe clipsa. Da. Ai și asta. Asta tot de la cineva din Baia Mare am luat-o. De la cineva din Baia Mare, cred că e cunoștință comună. Eu, ai farmacistul. Exact, de la el. De la el, de la farmacistul. Încă cu seria, i-am zis să-mi caute ceva, să aibă o serie mai apropiată de primele. Faine lucruri. Da, aici, uite, asta chiar recentă e și din Chile, din sigur. Polimer din Chile. Faine. Mi-am făcut rost de aia, Republica Dominicană. Aștia unde fost la Survivor. Exact. Astea erau banii. Și se întreabă oamenii oare ce banii sunt pe acolo, pe la Survivor, până Republica Dominicană. Uitați-vă, dragi prieteni. Pesos Dominicană. Da. Bă, multe, să știi că le-am avut în stare. Uh-huh. Uite, asta, de exemplu, Germania, o bagnotă destul de mare. Avem și noi în România, anii 40 și ceva, parcă, bagnotele alea mari. Dar mai faină din România, că ăsta e în Germania, parcă nu prea îți pe gustul meu, nu știu de ce. Ăla românesc. Nici nu țină așa ceva, vă spun sincer, fără supărare. Fiecare cu gustul lui. Aici filmează Rareș. Asta e piesă bună de la Cuveit. Acum nu le știu așa bine valorile lor, care ce valori au. Am făcut rost de ele așa cum am putut. Ceva interesant pe aici. Opa, vedem și un pic de Olanda. Bun. Olanda a fost meci aseară. Aseară fădară. Cât a fost până la urmă? Am adormit, așa de obosit am fost. Pierdut. Olandezi la penalturi. Am văzut zice că nu mai e Olanda, e țările de jos. Așa, se schimbă. Ăștia numele. Asta e ceva piesă, am înțeles, mai specială. Comemorativă de la Roși, da. O notă comemorativă, da. Comemorativă. Prietenii noștri din Ungaria. Da. Tunisia, da. Frumos. Și astea. Da, sunt, da, am zis. Și în Thailanda s-a schimbat iară pe polimer. S-a schimbat banii. Da. Ia uite, o piesă care mie îmi place, asta suedeză. Da. Nu știu cum le zice la... Coronie. Coronie suedeză. Au pe spatele lor, cei care își aduc aminte de erau niște desene animate cu călătoriile lui Nils Holgersson. Nu prea m-am uitat eu la desene tare mult, eu alea rusuși le-am prins. Era cu băiatul ăla de-l ducea gâsca pe spate. Da, poate că, așa e cum să știu. A ajuns pentru ei simbol național. Și? Bun, și aici o să le facem loc și la... Zimbabwe, Zambia. La ăstea noi. Ia așa că și-o găsesc și ăstea locul pe aici pe undeva pe un album, cumva. Le găsim loc. Fain album, Năluțule. No, o să-ți fac și eu un cadou acum. Serios? Da, păi da, ați cum? Știi tu, că nu-mi place mie oamenii care vin la mine, oamenii care vin la mine, știi tu, că nu-mi place să margă cu mâna goală. Nu, hai să vedem. Un borcan de miere. Hai să vedem ce mi-a pregătit. Abia aștept să văd. Băi, știu că ți-am mai dat anul ăsta ceva miere, dar... Asta ce e? Asta e salcăm cu păducel. Exact. Ți-am mai dat, cred că de mame, când a fost la Baia Mare atunci, la ce-am fost noi, la...
Muzeul satului. La muzeul satului, exact. Atunci ți-am dat un borcan. Păducel? Păducel, exact, cu salcâm. Exact, pe gustul meu. Iar mai nimerit. Da. Iar mai nimerit. Ai mai mâncat, dar nu anul ăsta. Nu, anul ăsta am o 2 ani. Anul 2 ani. Știți. Bun. Da. Bun. Eu... Hai dacă... să facem o cafeluță sau facem ai vrut să zici ceva? Am vrut să zic ceva, dacă pot. Spune, spune, te rog. Dacă vreți să mă urmăriți și pe mine, dragi prieteni, și să-mi vedeți și colecția mea de bagnote, unde vă invit? Pe George Numis, pe YouTube. Căutați acolo simplu și poate că vă place ceva, dați like, abonare și comentariu frumos. Da, eu vreau să precizez. E un canal care eu îl urmăresc cu foarte mare interes. Mulțumesc. De fiecare dată când postează anumite bagnote sau știu eu ceva, sunt niște informații foarte interesante. Deci chiar și la o simplă bagnotă, informații despre personajele care apar pe bagnote. Deci ceva, eu am rămas impresionat. Nu degeaba m-am abonat și chiar am recomandat un canal foarte, foarte fain. Deci mă lași fără cuvinte de fiecare dată, serios. Deci... Păi, mie îmi place. Deci mie îmi place. Îți place ție, atât ce vă mulțumit. Îmi place și nu numai mie. Am văzut că și cei care te urmăresc scriu în comentarii lucruri frumoase. Lucruri care... Uite, de exemplu, mi-aduc aminte de un video care l-am văzut la tine pe canal cu o bagnotă de 10 lei, parcă. Apărea o femeie pe ea. Și, sau la care era. Și nu, de, legat de nume. Ce nume are femeia de pe bagnota de 10 lei de România? Exact. O chestie faină. Nu știu câți dintre care ne urmăresc știu aspectul ăsta. Cum o cheamă pe femeia de pe bagnota de 10 lei. Uite, eu n-am știut-o până am urmărit video-ul. Oare n-am mai 10 lei să-i... Foarte, foarte faină chestia aia. Ia uite, hai. Ia aici pe spate. Hai, rare, și primează. Deci mulți avem banii ăștia la mână. Lăsați și voi în comentarii care știți. Nu, nu dăm numele. Nu dăm numele. Nu care dăm știți? Numele să vedem cine știe cum o cheamă. E un nume comun. Folosit la noi în popor. Un nume românesc. Acum am vrut să număr banii. Lasă-i acolo. Da. Bun. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și până la un nou video. Noi vă salutăm, vă dorim toate cele bune salutăm, și numai bine. Doamne ajută!